La radio cu Andreea Esca Alege povești pentru oameni mari Bună ziua și bine am regăsit la radio Cei care nu sunt în mașină la această oră Dar au acces la un calculator Trebuie să știe că ne pot vedea pe site-ul europa.fm.ro Sau pe andreaesca.com Invitatul meu de astăzi este un om talentat Vesel și foarte prietenos Îl știți bine Ia să vedem despre cine este vorba eu am făcut pian și aș fi făcut pian, dar când am fost la o filmare la domnul Pintilie în 1980, de ce trag lopătele mitică, a fost definitivă decizia mea la 14 ani. La Național am debutat în anul 3 cu doamna Sanda Manu și pe urmă urma Petroșan și Bulandra în același timp. Era un moment când a luat amploare fenomenul trupelor de amatori. Te simțeai inutil, eram prea complicați noi actorii profesioniști. Am avut un moment când am vrut să și plec. Actrița Emilia Popescu este cea alături de care ne vom petrece astăzi prânzul. Bună, Bună Emilia, ziua, și bine ai venit. Bine v-am găsit, e așa de frumos aici la voi. Da. Ar trebui să faceți un tur video. Da, să facem tot timpul un tur, să fim într-un da, reality da. da. Spune, crezi că mai sunt încă mulți oameni care cred că ești fica actriței, este la Popescu? Da. Serios? Da. Și da. ți se Inclusiv spune. Inclusiv taximetriști. Și da. te întreabă de mama sau cum mă se întâmplă? M-am urcat în mașină odată să merg, nu știu unde mă duceam spre Ateneu sau așa și m-am urcat și uh, domnul șofer a spus, vă duc la mama? Eu mi-am dat seama imediat despre ce e vorba și am spus nu. Nu? Păi nu, trebuie neapărat zic să mă duc la mama. <ră> nu. Haideți, domne, nu vă duc la mama și zic, da unde e la mama? Pă, Donici, acolo să. A stela, da. da. Deci taximetristul știa și adresa stelei, da. adică asta e de da. reținut. Da. Da. Uh -huh. da, Mai sunt, da, nu-i mai contrazic. Adică unde văd că nu e cazul, nu-i mai contrazic. Și ei <laughs> se bucură că așa de rău le face să le spui că nu e așa, că mai bine le zici că e așa, că am stabilit și cu stela, știi, chestia asta. Dar de unde crezi că a rămas asta Din așa? film, am fost în film Aha. fata ei. Mă chema și Steluța și eram fata ei. Și lumea... Crezi că de aici sau te la faptul că era Stela... Mm. Juca foarte mult cu tatălui Bănică, știi? după aia juca și tu cu Bănică Erau Junior. Era același sau? timp. Au fost în același timp și cuplul meu cu mm -hmm. Ștefan și filmul În fiecare zi mie e dor de tine unde jucam pe, pe fica ei. Mă chema Steluța așa m apărut apărut și noi în cuplu. Și probabil s-a făcut chestia asta. Stela că sunt fata, e nimic, dar mi-a zis tot un taximetrist de la Popescu Junior. Asta mi se așa pare că așa, așa, așa Asta rău. mi se pare da, foarte da. drăguț. Da, da, da. Bine, știi că urmează o rubrică se numește Autobiografia ah. în 20 de secunde, așa că poți să lămurești că nu ești fiica stelei Popescu. O să auzi un generic și poți să ne spui în 20 de secunde ce trebuie să se știe despre tine, așa. ce ai vrea tu să ne spui despre tine? Autobiografia în 20 de secunde. Start. Bucurie. Uh, uneori dusă până la exaltare, uh, stări maxime de o potrivă trăite cu aceeași intensitate, uh, recunoștință pentru fiecare zi, pentru fiecare clipă, pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat fără voia mea și gata. Și gata. Și ai scăpat. Da. Știi că toate poveștile noastre încep din copilărie, așa că trebuie să mergem acum da. la tine acasă, când erai mică. Da, unde da. te-ai născut? M-am născut în București. <laughs> Cam de pe unde, așa? La Giuliești. <laughs> la Spitalul Giuliești, <laughs> chiar? Da, da, Acolo și stăteați în zonă? Nu, 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 într drumul taberi, da. Unde am stat până acum câțiva ani. Cum erați? mai aduce aminte cum era cartierul așa în copilăria ta? Da, da? da mi-aduc aminte. Da, noi eram chiar unde se termina cartierul de la noi. De pe romancierilor, acum mai e încă un cartier către. Da, era chiar câmp în fața blocului meu unde ne jucam, se construia, ne jucam printre țevi, printre. Nu aveam. Era frumos pentru mine, pentru orice copil e frumos. Știu dacă pentru părinți era frumos. Erați copii mulți, așa? Ea. Erau. Era în copii mulți la bloc, era mulți, mulți băieți, multe fete, mai puține fete, mai mulți băieți. Fratele meu era cu șase ani mai mare și avea și el gașca lui, și eu întotdeauna încercam să mă. Normal să intri în gașca acolo, lui? Pe acolo, bineînțeles, cu băieții mai mari și așa. Și aveți jocuri anume, îți mai amintești ce te jucai tu când erai mică? lapte gros, da. ai apucat. Da, zi, normal, să rei în cârca unuia, de molai, da. demolai, îi stricai de să mă coloana. Să toți ai Da, dar și îți plăcea, nu? Da, nu. Mie mi-era foarte frică. Nu, mi-era, eram disperată. Lapte gros, capace, știi, da. Că noi capacele le băteai așa cu ciocanul, să uh -huh. le îndrepți și pe urmă dădeai cu cheia, pac, pac, da, excepțional. Așa. Ce mai era? Nu elasticul, mai... jucai și tu elasticul sau nu? A, mai puțin elasticul, șotron, frânză, coarda. Aia țară-țară vrem o staș, țară vrem o da. Uh -huh. Superbe erau fațe ascunsele. Dacă fra... da, Da, cu fratele tău te înțelegeai bine Chiar dacă era diferența asta de vârstă? Păi mă înțelegeam bine în sensul că eu îl adoram Și el mă împingea și n-avea chef de mine Na, Erau totuși șase ani și la vârsta aia se simte știi? Și le nerva că care da, după da, tine, da, nu? Da, Ca nu în trebuia, ce... mă băgam Da, 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 să le nerva Dar ce da. nu ziceau părinții? Iau-și pe sorta acum se întâmplă normal. Eu și? zicea -aș zice așa cu să-l oblic pe la mare <laughs> să se chinuie <laughs> Și te lua? Mă mai lua te-a luat, adică până târziu, nu știu, când erați pe la liceu, pe da, la școală, la asta. Nu, mă lăsa până... acolo pe în cartier, altfel nu mă lua, nu, nu. A, nu, te lua și te abandonam Da, în... nu, nu, nu. Tu fiști sau ce? Da, nu, nu m-a <laughs> abandonat, nu prea-mi păsa mie dacă vreau să fiu acolo, știi? Dar cartierul era o chestie, știi? Adică se întindea pe mai multe străzi și știai că se joacă fotbal în curtea școlii, că... Era o se organizare. Joacele. Da, da. Și dacă eram acolo, nu mă dădea nimeni afară și puteam oricând să mă întorc liniștit acasă. Era mai liniște. Puteai să mergi cu bicicleta ca lumea, să faci întreceri cu bicicleta. Acum mi-o frică de mor să o las pe fimea cu bicicleta. Că D pe unde? Pe între mașini. Jucam tenis și în parcare. Nu trebuia să mergem până la teren. Păi da, în parcare erau cinci mașini. Exact. Auzi, dar erai, făceai boacă în așa, e făceai năzbătii sau erai un copil nu. cu mințel? Nu, făceam, nu făceam năzbătii, nu, nu. Eram poate mai gălăgioasă, așa mai... Părinții tăi cum erau? Părinții mei erau foarte veseli, clovni erau amândoi, foarte veseli și uh, țineau cu fratele meu, da. De da. unde ți-a venit să zici asta? Păi din realitatea cruntă. Cum pe care adică dat, țineau păi, cu el? Da, mai că mi-a ținea cu el. Da, păi da. cum, ia zi așa un el exemplu. dacă eu eram agasantă și stăream pe el să-l pup, să stau cu el, să nu știu ce, mai că mi-a pe mine mă împingea, lasă-l în pace, lasă-l să, să respire. Nu-i păsa că el mă lovește sau știi? Dar poate că ți se părea. Nu, 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 nu mi se părea și mai multe lucruri rele, nu am să spun <sus> despre mama la uh, microfon. Dar nu, nu mi s-a părut nimic. Și niciodată. și tatăl tău ținea cu el? Tata, nu cred că ținea cu el, dar n avea curaj să zică nimic. Da? Era mm. mama ta, era mai. Da. ea era șefa în casa. Mm -hmm. Cu ce se ocupau ai tăi? Cu ce se ocupau? Mama era balerină și, mă rog, a fost balerină când m-am născut eu deja, era coregraf. Mm -hmm. Tata era actor la operetă, Emil Popescu. Un scump și un drăguț și ca orice comic, un om destul de trist în viața, mai mult melancolic, așa. De la el cred că am moștenit starea asta de melancolie. Și când nu era melancolic, era foarte vesel. Era o atmosferă veselă la noi în casă, foarte veselă uh, și extrem de artistică. Adică, m am făcut muzică amândoi și pe fratele meu la dată și -a ales violoncelul după ce a făcut pian câțiva ani. Eu la fel am început pianul și uh, așa consideram mama că e foarte important să <coughs> faci un pic de muzică și să o și știi, să... Ai ureche de profesionist. Uh -huh, uh -huh. Cred și eu la fel acum același lucru, că este o bogăție și o avere pe care nu ți-o poate lua nimeni indiferent în ce stare ai ajunge da? <laughs> sau te ai afla. Da, da, da. Și făceam muzică și mergeam tot timpul cu tata la teatru, la operetă. Era foarte frumos, era o atmosferă foarte. Bunici, aveți bunici? Aveam uh, numai pe mama mamei, o mai aveam care s care locuia cu noi, fiind destul de complicată situația lor, era uh, franțuzoaică și... Ea era franțuzoaică, bunica. Da, da, și mama la fel s-a născut tot acolo, în Franța, și au venit la... Și bunicul? Bunicul era român, plecat acolo. Dar se întâlniseră în Franța, bunicii tăi. Da, da, se întâlniseră în, în, în Elveția, parcă, Așa. în Zürich. Și cum au ajuns în România? Dă dor de țară. Aha. Adică bunica lui, lui tău era ador de țară. Da, și a zis, hai că mergem puțin și ne întoarcem. Și n-au mai putut să se întoarcă. Da. Mm -hmm. N-a mai fost. Da. Și deci, Azi, mama ta e în țară de când era micuță, sau cum? De la 13 ani. Mm -hmm. Și nici 13. ea nu și-a dorit să mai plece după aia? Ea și-a dorit tot timpul să plece. Tot timpul a fost frustrată. Bunica, îți dai seama cât de disperat a fost să locuiască aici și să. Bunica ta ce făcea? Nu, nu avea nicio. Uh -huh. n -avea, avea o profesie, n -avea se ocupa o profesie, de casă, da. Se ocupa de casă, și cânta în corul bisericii, ca, la în catedrală, croitorea. O iubire din asta, bunica era mai mare decât bunicul cu vreo 9 ani uh -huh. și bunicul era inginer chimist, lucra, a fost trimis, pe urmă în china, nu știu ce, la la la. Și ea. Și a în rămas vocație... în România, să-l aștepte a, da. nu? Vorbind greșit românește, vorbind cu greu Da cu voi vorbeam franceză? Da, da Și mie mi-era rușine să-i răspund în franceză că... De ce? Pentru că toți copiii vorbeau românește uh -huh. Nu știi, când ești copil vrei să fii ca ceilalți Și nu înțelegeai? Nu, să... nu, mă enerva și îi răspundeam în, în românește Și era complicat Eu vorbind france... franceză până la 5 ani Am învățat repede Am început să mă înveț ai mei Ca să pot să mă duc la școală, știi? Cum ar fi când o să am Alzheimer, o să vorbesc numai în franceză, că vorbesc prima limbă. Îți <laughs> dai seama? Da, oui, bien sûr. J'ai un de acum. Aujourd'hui. Aujourd'hui, da, da. Și bunica se ocupa așa de voi? Adică da. era genul de bunică, da. de, de aceea care se ocupă de nepoți? Da, 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 se ocupa. Da? Vă făcea se de mâncare? Mai știi ce se făcea nu bun sau ceva? Nu, prăjituri. Ce-ți amintești tu dacă te gândești la bunica ta? Ce-ți vine prima dată în cum minte? Cânta. Da? Uh Cum cânta și serile de joi când veneau prietenele ei, când veneau prietenele în vizită la pinacl. Mm. Și în fiecare joi se adunau la altă prietenă, cu prăjiturele, cu masă de cărți de joc, cu am și acum, cu... Și tu știi să joci? Știu pinacl, da. Și era așa o atmosferă. Era ceva. Era ceva. Asta și... Cum mă mama la toate concertele cu pantofii de lac în geantă, pe orice zloată, pe scările trolebuzelor, ajungeam acolo, trebuia să ne îmbrăcăm, să ne dezbrăcăm, să nu îi Da, mai știi cum era? Te duceai Sala la garderobă da, și la festiar da, îți da. scoteai cizmele cu nu zăpadă exista, și spuneai pantofi. pantofii. Nu nu se da. Eu n-am apucat. De cât mai târziu. Dar și acum nu te șochează faptul că oamenii vin oricum la teatru, la concert, în Adidas și în blugi? Mi s-a explicat nu știu. că e bine că vin Aha. și trebuie să ne adaptăm și așa e. Uh -huh. În blugi nu m-am dus nici eu niciodată. Nu e un păcat totuși, Andreea, să te duci în Bluj, dar vezi ce înseamnă să fii educat într-un anumit fel. La teatru parcă e mai simplu, dar la concert nu știu. Da, nici mea, dacă nu se poate schimba măcar într-un pantalon negru și e în bluș nu se duce, orice cu orice risc. Ce crezi că te-au învățat cel mai important părinții tăi? Să mă bazez pe mine, nu erau, uh, cum să spun, nu pot să zic că mi s-a spus, vezi, să fii independentă financiar, bla bla bla, cum le învățăm uh -huh. noi acum, să mă rog, cum le spunem noi fetelor noastre, că e cel mai important să nu depinzi de nimeni și să poți să iei hotărâri. Uh, înspre binele tău și să... așa. Dar uh, m-au mai învățat ceva care nu s-a lipit de mine, să încerc să mă adaptez și să fiu mai... Uh, maleabilă. Maleabilă. Eu zic oportunistă, dar ei uh -huh. nu foloseau cuvântul ăsta. Dar ăsta era. Uh -huh. Și nu nu le și figura. Asta n-am prins-o deloc. Diplomată sunt în sensul că nu le spun la toți în față că sunt chiar proști. Chiar ce ai vrea. Da, chiar da. ce aș vrea. Ești un bou, nu meriți da. să fii acolo. Nu, sunt diplomată. Bună da. ziua, bună ziua și am plecat. Doar gândești. Da, ce să mai, ai? na. Dar... Asta m-a învățat și m-a învățat să fiu, să nu-mi să nu doresc lucruri materiale. Uh, poate că așa era epoca. Nu știu dacă a fost bine, pentru că acum, uitându-mă în urmă, îmi dau seama câte lucruri puteam să uh, obțin uh, cu banii pe care îi aveam la momentul ăla, la 20 de ani, dar nu mi-a zis nimeni ce pot să fac cu ei. Ai mei fiind boemi, nu mi-au zis uite, poți să să-ți iei o mașină acum, dacă ai făcut filmul ăsta, sau uite, dacă te duci nu știu unde. Și tu ce făceai cu banii atunci? Mă duceam la restaurant! I-ai beut! Cu băieții! I-ai beut și i-ai mâncat? Da. Păi, și ce? Îți pare rău. Nu, da. nu de casă, că nu pleci cu ea în mormânt. Păi, dă de -am o casă la copil. Ei, lasă, așa ai niște amintiri pe care o să le povestești și pe care nu, o să da, le porți știi, cu tine. Care e chestia, deci nici măcar. sau o mașină sau ceva. Du-te că. Deci, nu există chestia asta, nu a existat. Și nici la mine, în creier, nu a existat niciodată, știi? Am rămas uimită după aia, rămâneam uimită că oamenii au lucruri. Și nu înțelegeai tu de ce n-ai Da, dar nu că nu mă durea că n-am Că nici nu știam că trebuie să am Nu știu cum să spun, e foarte complicat Asta cu avutul, nu Porma când ai copii și vezi că S-au schimbat lucrurile De fapt Știi, puteți să faci mult mai multe lucruri Cu mult mai puțin bani față de acum Când oricum noi putem să facem absolut nimic cu, Te înțelegeai mai bine cu mama sau cu tata? Ei, cu tata, normal De ce normal? Pentru că mama era mai. dar eu o adoram pe ea, știi, mi se părea așa o zână, o putere. o, o zână cu puteri supranaturale, știi, că dirija totul așa prin telefonul fix, care suna destul de rar și era o chestie să ai telefon fix. La ce oră să mă duc să ne facem, să dregem, să. N-au fost timpuri ușoare, deseori judecăm pe părinții noștri. Prin prisma timpurilor pe care le trăim acum, considerăm că trăim foarte greu și nu ne dăm seama cât de ușor trăim. Față de ce au trăit ei? Nu există comparație. Când ne plângem, trebuie să ne uităm un pic în urmă și ce izbând era orice bucățică de ceva mai bun pe care acum aruncăm dacă a depășit trei zile de stat în frigider. Și totuși au reușit să facă lucruri ă, extraordinare, unii dintre ei, să ne și crească. Mama nu gătea, de exemplu, și vorbeam cu fratele meu și eram supărată și mi-am promis, eu n-am să fiu așa. Eu am să stau tot timpul cu copilul meu și am să-i fac mâncare și am să fiu exact invers decât a fost mama. Și fratele meu a zis, bă, nu știu ce a făcut mama, știu că nu făcea ciorbe sau așa. Bă, dar zice, eu te ce ai crescut? Zic, da, așa e. Deci pe mama o idolatrizai, dar cu tata te înțelegeai mai bine. Da, da, îl înțelegeam pe el și... Uh, pentru că el nu era așa de era mai timid, era, eu să mânc cu el, era mai timid, dar nu mă băgam așa, nu... Bine, păi hai să vedem, da. hai, hai, să vezi ce a zis zâna cea bună despre tine. Ia fi atenta Blocul nostru era ultimul bloc din oraș construit. Și deci la, se jucau cu copii care îi aveau la îndemână. Faptul că eu n-am învățat-o am vorbit cu ea de la naștere limba franceză. L-am început a fost... Nu cred. Nu se înțelegea cu copiii și aia își joc de ea. Și vine într-o și au învățat tot felul de porcării. Copiii erau patru ani, cinci ani, șase ani și eu un văzau, îi spune, uite, dacă îți place ceva, spune cuiva așa și era o înjurătură. În adolescență era cu minte sau a fost așa o adolescentă rebelă? Ea a să, da, știe. la început avea talentul, da, talent e talentul, a, -a... La scris și ziceam că o să se apuce de cariera literară, dar... Am pus-o la liceu, care era literar și învățau să facă papuci. Nu prea era literar asta, dar în sfârșit. <laughs> și cum s-a hotărât să dea la teatru? Când se făceau serbări, apelau la ea ca să facă, să scrie idei, să, să le spună, știi? Și juca și ea. Și îi plăcea. Și am zis, să mă, vrei chiar să faci asta? Da, 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 da. Și atunci am vorbit cu colegul meu de la operetă, eu eram solistă la operetă, Gabriel Gheorghiu, bariton, talentat, zice, lasă că mă ocup și eu de Deci avea doi mentori, pe Bolperețu și pe Gabriel Gheorghiu. Și, într-adevăr, Gabriel Gheorghiu a susținut-o și a găsit monologul. Ultima probă la institut era monologul. Da, trebuia trei etape era erau atâția candidați am ești... zis, hai, lasă-o, a... lasă-o în față. Nu e nimic dacă se lovește de refuzii, o să vă se minte. Din Dintre cele trei locuri, două erau date. Deci, da, da, da. În, în, fond, nu rămâna decât unul. Da. S-a dus, a luat cu fabula, cu fabula a nebunit-o pe el, dar îți pot să o eu, eu. Și a ajuns așa în etapa ultima, la monolog. Și a găsit Gabriel Gheorghiu, un monolog din Bernard Shaw, un monolog în care, nu știu, momentul este, că este o curvă care are invitul în pușcărie și l-a salvat și să scos la ca să-l scoată. Eu lucram în Italia atunci, dar știu, i-am adus o rochisă de acolo, superbă, era subțirică, avea un corp frumos și I-am pus -o, un cordon i-am dat pantofii mei de, cu toc înalt cum purtam eu pe vremea aceea și i cu, cu pușcăria ta și cu iubirea <laughs> <laughs> -a dus, Și a luat cu briu, a luat peste, peste ceilalți, și așa a intrat. Dacă ar fi să-i găsiți un defect, care e defectul ei? Încăpățânarea și lenea. <laughs> Aveți un mesaj pe care vreți să-l transmiteți pentru că o să vă asculte la radio? Că mi-e îngrozitor de dor de ea tot timpul. Ce faci, mă, Emilia? Ai nu, rămas așa, da, nu sunt, știu. Nu, nu știu ce să zic. Chiar nu știu. Pentru cei care abia acum au ajuns la radio, trebuie să știe că Emilia Popescu, actrița Emilia Popescu, este invitata noastră de astăzi, care acum încearcă să-și revină după ce a auzit-o pe mama ei, povestind de când era ea mică. ce cu tine, Emilia? Ia zi. Nu-ți mai aduce aminte cum a fost? <laughs> La facultate sau? Hm? Dar cum ai... sunt? De unde, cum, cum ai făcut? Când ai vorbit cu ea? A sunat-o într-o zi, n ai văzut că se auzea muzică sinfonică pe fundal, mi era și rușine să-i spun să dea puțin mai încet, încet ca să o aud, așa, dar nu aveam cum. Adică, îți dai seama ai că, că nu vreau să-i spun. Înseamnă că ai sunat-o acum de când e acasă, că a fost da. în spitalul o lună jumate. Nu. Da. Ți-a zis? Nu mi-a zis. Nu, normal că nu mi-a zis. E dar bine. E... E de curând acasă, de zece da? zile. Înseamnă că ai sunat-o de curând. Da. da deci așa ai făcut? Nu? De curând am sunat-o, de curând. Zi, așa era? Păi nu știu cum să zic așa era. Aproape așa, <laughs> ce să zic? Aproape așa a fost, <laughs> nu? Ce, am luat notă mare la monolog. Da, Dar știi da. ce n-am înțeles? La ce liceu erai tu de zicea da, că te-ai dus că... la filologie și făceai papuci? Da. Practica clasa noua-zecea era practică... Cum se cheamă? Da, da, în uzine, de trei. Da, să te duci la, la fabrică. La fabrică de pantofi Dâmbovița. Ah. Și făceam fețe de astea de, pa, de, papuși bărbătești. Era o singur model de papuc, acela maro. Și de -aia nu mai înțelegea mai că tata, ai dus la filologie și faci papuși, cred că da, nu înțelegea da, da, care da, e treaba. Da, am suferit rău atunci, uite că ea ține minte chestia asta, n-am știu că mai ține minte cum ține minte ea de fabul, eu nici nu știu ce fabul am spus și știe ea că am dat-o. Am... Tot știe. Da, 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 eu nu știu ce fabul am spus și cred că nu e adevărat ce spune. Bine, o Numai să... cu monologul e adevărat. Trebuie să sunăm pe Olga Tudoroche să aflăm nu mai aveți. Deci mentorii și doamna Olga, numai, numai, cuvântul meu mai poate fi ascultat. Dar la monolog știu că am luat notă foarte mare și am... am Așa am reușit să intru și într-adevăr când știam N-am să spun uh, candidații cărora ale erau dedicate locurile da, știm. care nu au intrat. Ma, mama ta mi-a spus, dar le-am scos și eu, tocmai ca să bine. păstrăm memoria da. unor oameni. Nu am vrut să spun da, ce și cui. Da. și nici n-am vrut să mă mai prezint. Ce a zis, Dute? Tata a fost genial. Tata mi-a spus uh, că mi-a pus o pilă și că a vorbit cu domnul Cotescu. Uh -huh. Ceea ce nu era adevărat. Nu era. Dacă ai tu mai uh, multe. Uh, a zis, uite, Tavi a spus că să te prezinți, că nu știu ce, așa m-a liniștit și mi-a dat curaj și după ce am intrat mi-a spus, cum crezi tu tăticule că mă duceam eu să-i spun așa ceva? <laughs> și am înnebunit și mi-am dat seama, știi, și uh, da, cu el seamăn. Hai să ascultăm A o melodie și șoc, acum, am mai omorât, hai, da. hai, 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 hai să hai să dau o pauză atunci, să ascultăm o melodie și pe urmă revenim la discuția noastră. Ce ai ales aici? Uite, Justin Timberlake can't da! stop the feeling. Sigur că da. La Radio cu Andreea Esca, la Europa FM. Alo, sunteți în direct? Ui. Suntem la Radio cu actrița Emilia Popescu. Ma, nu știu, nu ne mai înțelegem aici. Nu mai, nu, nu, nu. Vrea nu, să mai. afle tot, de unde știu numărul de telefon, de unde da, știu... Eu i da, spus, pe păi dacă cu asta mă ocup, ce să fac? Păi nu se poate Bine, hai să mergem înapoi spunem. în liceu, că n-aș vrea să trecem așa, să ardem etapele, Mamă, frate. da? Nu vreau să ardem etapele. Acum suntem în liceu, deci la Ion Creangă am fost, da? La Ion Creangă. Bine. Acolo a fost și prima dragoste? Te-ai în liceu mm -hmm. ca... Nu? Serios? Nu, eram numai fete și toate vroiam să ne îndrăgostim Și, și băieți Erau unii la mate fizică frumoși Dar nu se uitau la noi Că eram tocilare și urâțele și... Adică nu eram urâțele, dar eram tocilare Eu cred că eram unele urâțele adică... Eu cred că eram unele urâțele Altele nu Altele nu erau. Am înțeles, da, da, da Dar erai timid așa? Când Mai, era cu ele eram așa un fel de lider, nu știu cum, nu lider. Mă dădeam mare că dau la teatru și știam uh -huh. să cânt și la pian. Și le povesteam cu eu, un băieț la bloc. Uh -huh. Și dădeam petreceri, erau ai mei plecați, mama era în Italia, tata era și el plecați și nu știu ce. Și dădeai foc la casă? Și casa. dădeam, nu, no, dădeam petreceri unde îi chemai și pe băieți, noi eram numai fete și mă rog, chipurile să... Eram foarte supărate că nu eram îndrăgostite pe la 16-17 ani. Și anul. cum nu v-ați îndrăgostit deloc no, în perioada no, no. aia? Nu. No. Păi nu aveam nu. da eu m-am îndrăgostit, cred că, prima da? Da, când am început pregătirea târziu la. A, anul. deci totuși erai prin liceu. Adică erai spre sfârșitul liceului. La sfârșit, da, când am început pregătirea pentru școală. Pentru și teată. cum era băiatul ăla? Înalt. Asta era era ciudat. un criteriu serios, nu? Trebuia nu. să fie înalt sau. Nu, trebuia să fie ciudat. A, și ce avea? Era ce ce ciudățenie avea? Adică ce făcea? Scăteabur, pe nas sau ce făcea? Nu, 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 nu. Abur nasa, făcea? No, no. Asta poate oricine. <laughs> Dar serios, ce fel de băieți îți plăceau? Ciudați! Ce, ce înseamnă ciudat? Ascunși, misterioși. Uh -huh. Dacă nu ascundeau nimic, îmi imagineam eu că ascundeau ei ceva. Da? Da, da. Și era de asta, adică ziceau poezii, nu știu ce făceau. Da, tăi, Îți și Nu știu, nu-mi cânta, nu. nu, nu-mi când. Și tu ai făcut primul pas sau el a venit să te întrebe ce faci, mai știi? Nu știu, eram acolo, toți la pregătire, a fost așa mai. Nu știu. Da. Dar erai romantică? Da, sunt și acum. Mm. Și scrieai da. și tu, dar tu îi bilețele sau ceva, da, scrisori, da. nu știu. Da, scriam. Da? Mm -hmm. Și ce zice? E, scârț. Zi, ce e, nu pot să spun, scriam ca Cioran, așa. Ah, am înțeles, da, da, da. Și până la urmă l-ai părăsit? Uh, uh, da. Păi ce romantism e asta? Păi, uite, așa e la romantici. Cum? Păi da, sunt zi? mai multe etape. <laughs> Într-o zi nu ți-a mai plăcut de el și gata? Nu, 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 nu. nu. Ne Am mm. despărțit pur și simplu, că în preajma finalului de facultate. Ai, adică ai fost prietenă cu el și în timpul facultății? În timp terminam liceu și am intrat la facultate. Deci atunci am fost, a, am început, da, prietenia, da. Am și el a dat și el la teatru, a fost cu tine? A dat, de, de duse de vreo cinci ori și a intrat în anul acela când am fost noi prieteni, m-am fost mai... A fost colegi. A, ah, deci cineva mă cunoscut, dar nu vrei să ne spui cine, gata, am nu înțeles. Nu e cunoscut deloc, că n-a profesat. Cum? A, n-a mai profesat? Nu, n-a mai profesat. Serios? Da, da. De ce? Nu știu, a plecat în Franța, ah. n-a mai profesat, nu. Înseamnă că nu-și dorea așa de mult să fie actor. Probabil. A? Deși a dat de șase ori. Nu știu, după aia și-a dat seama că degeaba. Dar cu, vorbei cu cineva despre dragoste, despre faptul că era între da, Cu fetele sau? mele, da. Cu fetele mele de la liceu pe care le-am regăsit acum, după 30 de ani, și mie mi se par absolut excepționale. Excepție. Vezi Facebook-ul ăsta ce face, știi? Tot uh, copilului meu îi datorez că mi-a făcut cont de Facebook. Și așa ne-am regăsit și ne întâlnim, așa de câte ori putem. și... Da, ca să vorbeai mm. cu mama, cu tata, cu bunica. Nu? Nu, nu? No, absolut. Serios? Nimic. De ce? Era așa un subiect abuz sau mm. ți era rușine? Nu, no, era, mi era rușine. Nu prea era o mama mea cât în timpul liceului a fost plecată. Mm -hmm. Era doar tata. Și cu tata bunica. Ți era rușine. Da. Bunica s-a prăpădit când treceam eu dintre a 10-a, între a, într -a 11-a. Dădeam treapta a doua, era un mm. examen foarte greu. Uh, nu, nu vorbeam cu nimeni decât cu cu gașca. Colegele cașca. mele de la liceu, da. Ele erau confident. Când te-ai hotărât să dai la teatru? Adică ai știut întotdeauna? Da, știut. sau? Nu, da? nu, 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 nu. Am virat de la pian la teatru. M-am hotărât când am, am... aveam 14 ani când m-am dus la o filmare a lui Lucian Pintilie cu De ce trag clopotele mitică, unde mama făcea balul, făcea coregrafia și am fost și eu într-o zi la în figurație. Era în iunie 80. Și din clipa aia am zis, acum nu mai pendulez, e clar, dau la teatru. Simțeai tu că într-acolo trebuie să te duci. Da, simțeam, eram un pic, eram un pic temătoare, pentru că fizicul meu nu mă recomanda artistă. <laughs> eram așa o păpălugă ciudată, tunsa iurea, încă o lăsam pe mama să mă le spună la femeile alea cum să mă tundă, cu ochelari, nu aveam nimic așa. Dar uh, eram atât de sigură că pot să fac asta... Că ei convins și pe alții. N-am convins pe nimeni, nu. Nu? Nu, n-am convins pe nimeni. Adică n-am spus la nimeni ca să nu râdă cineva de mine și uh, la pregătire m-am dus, am făcut o doamnă excepțională cu Ileana Cârstea și uh, eram foarte timidă și nu i-am spus nimic acum cam cu vreo, până la... cu două săptămâni înainte de a da examen. Mă duceam la pregătire... Fără să zic nimic, că i-a pe alții Da, făcea cu mai mulți copii acasă Dar tu nu spusezi acasă că te duci la pregătire și că o să ai spus. Dar dacă plăteau, ai mei, meditațiile Și a zis, unde nu te mai primezi dacă nu spui Și a zis, vă rog aveți încredere în mine că o să spun Și nu puteam să spun de față cu multă lume, știi? Nici acum n-aș spune nimica de față cu tine Nici o poezie Hai, spune și tu o poezie Nimica, nu, nu Zi și tu o poezie Și am intrat ce crezi că a fost cel mai greu pentru pregătirea la intrarea în facultate? Psihicul. Și ziua, prima zi când am mers la examen, să depășesc că um, era așa, era o mare de 200 de milioane de oameni cetățeni, uh -huh. bătrâni, din punctul meu de vedere, că aveau 30 de ani Pua. și 30 și care dădeau a șasea, a șaptea, a opta, a noua oară trei locuri, se cunoșteau toți între ei aveau servici, familii, copii veneau în concediu și dau examen la teatru și erau câțiva copii mici eu eram, în anul ăla eram doar eu, după mine urmat în casigar o a doua uh, excepție, fetiță de 18 ani care a intrat la școală în rest toți erau a treia oară deja erau la juniori uh -huh. numai copii, uh, numai oameni dau. care maturi uh -huh. și uh, mare de oameni și aveau și o disperare, știi? Că erau de atâția ani candidați, candidați, deveniseră aproape profesioniști, știi? În a fi candidați. Și atunci m-am simțit foarte vinovată și am zis, Doamne, mai bine nu veneam, cum să intru eu? Dacă aș intra. Ce am crezut că e în ordinea vârstei, știi? Și mă simțeam <laughs> foarte prost. Deocamdată sunt oamenii ăștia de intrat. Da, foarte. A, aia a fost un moment greu de depășit de și mai ales că erau mai multe zile, știi? Și ții minte și acum că la monolog, celebru monolog, mm -hmm. pe care iată l ține minte și mama, um, era vară, normal, și mi-am mi pus un trenci pe mine că mi-era -mi frig. Da, probabil că de, de emoții. Și m-am da. dus singură, cu trolebuzul. Mm -hmm. 86. 86 sau, sau 90. 8, no, 89, 90 și 89. Da, da, da. <laughs> da, da, da. Mm -hmm. Și m-am dus singură pe tocuri, așa. Hmm. Au fost profesori în facultate care simți că te-au. cum să spun. M-au ridicat, toți Da, care ridicat. Au fost da. mai importanți pentru tine decât alții? Nu, eu eram atât de. adică, în momentul când am intrat la facultate, pentru mine era ca și când m-a fi făcut cineva președintele lumii, știi? Dar fără răspundere, doar să mă bucur că sunt președintă. Uh -huh aveam toată lumea la picioare, nu mai avea niciodată să mi se întâmple ceva rău, eram cea mai deșteaptă, cea mai norocoasă, eram la doamna Olga, studentă, din prima, cum se zicea, am intrat din prima, cu Moțu Pitiș, asistent, aveam pe domnul Valeriu Moisescu, Dumnezeu să-l odihnească la regie, aveam colegi excepționali, colegii mai mari, superb, superb, colegii și mai mari, superb, superb, Veste unde n-ai avut-o la Ion Creangă Cum au venit toți colegii super la tine o, o chestie absolut uh, Fabuloasă Toți, ce să spun, domnul Toboșaru Doamna Silvia Cucu uh, În anul 2 a venit Florin Zanfirescu Cu care am și rămas până la final Uh, profesori, cine era, mă duceam la celelalte cursuri, la Sandamanu care era la Seral, la Demrădulescu care era cu un an mai în urmă, la cei care erau deasupra, deasupra care erau cu un an în fața noastră, la Cotescu și uh, Gelu Colceag încă un an, Ion Cojar adică aveam foarte multă treabă, eram supărată că trebuie să plec să dorm în drumul taberii de și ce? Odată m că vreau să rămân acolo. Am, pe vrei vecie, să stai acolo am și dormit institut. odată în mm -hmm. institut. M-a găsit doamna Olga a doua zi dimineață frecându-mă. Erau niște saltele jegoase pe acolo pe la sala de sport, nu știu unde am dormit. Eram foarte fericită că m-am trezit. Un frig, o nenorocire, fără abia curgea apa. Cea mai fericită am fost că am dormit acolo și m-am și trezit acolo. Aveam mm. complexul că nu stau și eu la cămin. Da, Nicii da, da. Asta e un complex al tuturor celor care suntem din București. Dar Florian Piti și Olga Tudorache, crezi că au avut cea mai mare influență asupra ta în perioada aia? Uh, da, fără discuție, fără discuție, fără discuție, da, fără discuție. Pe moțul consider mentorul meu, uh, mai mult norocul meu. Nu, nu mi-explicam eu foarte bine că e mentor, că e, știu că, într-adevăr, uh, dacă mi-ar fi spus mă arunc de la etaj, mă aruncam, că eram sigură că nu mi se întâmplă nimic rău. Uh -huh. Nici cu doamna Olga, nici, nici, de la doamna Olga, nici de la Moțu. Adică aș fi executat orice indicație. Dar ei au fost. Și de atunci încolo, tot timpul am reper ce-ar fi spus Moțu, ce-ar fi spus Moțu, ce-ar zice doamna Olga. E foarte bine să ai repere și e foarte bine să te simți studentul cuiva, cum e foarte bine să fii și copilul cuiva până când închizi ochii, oricât de bătrân ai fi. Cum a fost perioada teatrului la Petroșan? La un moment dat te ai ajuns la teatru din Petroșan când? La repartiție. În Popescu Maria Emilia, teatru de stat Valea Jiului, <laughs> cu media, sau spanac, nu știu câtă am. Era așa o masă unde nu se auzea, se auzea o voce. Uhum. Și noi stăteam acolo patru și așteptam să ne strige vocea unde să ne ducem. Reșița petroșani piatra neamț. Uhum. Și cum era la Petroșani? Cum a fost la Petroșani? Mă, vezi, asta înseamnă să ai noroc. La Petroșani m-a așteptat. era directoare mama actorului Mariu Stănescu, care a fost era o, o dulcea o blândețe de femeie, dar erau anii cei mai crânceni când. Dacă puneau mâna pe tine, nu te mai lăsau să pleci. Și încă mai era acolo de 8 ani Claudiu Blonț. Mm. Deci ați fost colegi o perioadă acolo. Da, păi am făcut un spectacol împreună cu care plecam, pe care el îl joacă și azi cu Magda Catonel. Făcuse uh -huh. cu Magda, uh -huh. Magda plecase, el făcuse cu următoarea, cu Patricia Grigoriu, Patricia plecase, am venit, eu, l a făcut cu mine, eu am plecat. Dar el se ține de spectacol. <laughs> Acum joacă tot. Joacă în continuare un bărbat și mai multe femei, se cheamă. Cu care plecam prin țară și făceam norma unui teatru între că era pe normă. Trebuia să ai nu știu câte ore, nu știu câte spectacole pe lună și așa mai departe. Plecam până Moldova, până în sfârșit, ceva înfiorător, datorită condițiilor de fric și de tot. Și făceam, ne făceam și noi norma, făceam și norma celorlalți colegi. Și puteam să mai venim la București să jucăm, pentru că eu jucam la București în perioada aia și trebuia să fac naveta cu bulandra. Și la un moment dat a fost chiar foarte complicat să mai plec din oraș, dar a fost nemaipomenită doamna Stănescu. Am iubit-o, am respectat-o și o iubesc și acum. Iar în perioada aia, de-aia spun că a fost o perioadă până până la urmă, pentru că am locuit la, în casa unui profesor de română, fratele lui Ion Barbu, caricaturistul uh -huh. Ion Barbu. Da. Care adăpostea studenți și tineri, și a, tineri absolvenți. Artiști. Și uh, uh, i-am iubit și iubesc și acum, ca și atunci, și a fost așa, extraordinar. Hai să facem o scurtă pauză de publicitate și revenim da. imediat. La radio cu Andrea Esca, la Europa FM. Nu mai zic nimic de nimic. Emilia Popescu este invitata mea de astăzi Ai jucat în moromeții. Da Și acum, la partea a doua? Păi acum sunt 30 de ani de când am jucat Și acțiunea e numai 10 ani distanță Ce să facem? Că domnul gândeam... Gulea, domnul Gulea Da, că am văzut acum că se filmează partea se filmează a doua și frumos aia. și mă bucur Am văzut... Uh reportajul vostru, mm -hmm. reportajul ProTV-ului mm -hmm. cu casa aia și m-au trecut așa fiori că am petrecut o vară întreagă acolo și era foamete mare și eu eram mai miu apă decât acum și am intrat am spart geamul decorului și era greu să înlocuiești și un geam pe vremea Când aia. Că n-ai văzut? Da, da. Complet așa, n-ai văzut un Pac. geam? Pac! Uh -huh. Am intrat și s-a terminat. Vivi Drăgan ar putea spune povești despre mine cu Moro, la Morometi, dar, mă rog, trebuie să-l întrebe cineva. <laughs> există, da. există actor cu care te simți mai bine pe scenă și cu care, adică, contează chimia între actori? Da, contează. Adică, pentru confortul tău și pentru o împlinire absolută, e esențială chimia. Dar uh, poți să te simți și bine fără să o așa o chimie nemaipomenită. Adică e mai, disciplină. e mai important să ai o chimie pur și simplu, nu știu, ca între doi oameni? Sau uh, poți avea o chimie cu cineva doar pentru faptul că e foarte talentat și că își face bine rolul? Au legătură lucrurile astea sau nu? Mă, nu prea au. Nu. Adică, dacă e o persoană extrem de talentată care, uh, care gândește la fel meseria, atunci poți să ai această chimie pe scenă și, pe urmă, în viață să, să, să zici, bă, nu se poate, nu vine să cred. Că în viață poate să n-ai caracter sau să nu te. Da, să nu vrei Dar... să ieși o la o cafea în afara scenei. Dar da. pe, pe scenă, vezi tu, funcționează foarte multe lucruri dincolo de cuvinte. Că a face meseria asta nu înseamnă să înveți vorbele altcuiva și să le spui și cu asta basta. Acolo când ieși pe scenă și trebuie să spui vorbele alea, ele vin în urma unui gând, sunt consecința unui sentiment și de multe ori subconștientul ne conduce și simți niște lucruri atunci când vorbești și mai ales te privești. Cu persoana respectivă și pe scenă nu mai poți să păcălești. Eu am jucat cu persoane cu care eram certată și i-am considerat cei mai buni parteneri. Pentru că, în momentul ăla, nu mai putea, nu putea fi nici el certat cu mine, nici eu. Era extraordinar. Asta e, nu mai poți să minți. N-ai cum, cum să minți. Oricât ai vrea să zici, bă, și ce să faci? Eu sunt certată cu tine, trebuie să jucăm și nu mă mai mi la tine, nu? Dacă trebuie să te iubesc, te iubesc. Știi, și uneori ce n-am pacă, Uneori scena pentru oamenii mai inteligenți, așa poate să, dacă te înțelegi atât de bine cu cineva pe scenă, se mai duce și în viață. Hai mă frate, hai să lăsăm orgoliu. Da, facem așa de bine asta până la urmă. de la orgoliu, da. Uh -huh. Dar poți să ai chimie cu cineva pe scenă și să nu meargă în viață deloc. Dar de exemplu... Și poți să fie minunat în viață și pe scenă să fie... Un dezastru? Și nu e... e... Aia e și mai rău, nu? Că ți-e rușine să-i spui. E că e prietenul rău. tău și ți-e rușine să-i spui că nu rău. e bine, nu? Da, da. Mai ales dacă sunt oameni cum se cade și cam așa dă Dumnezeu uneori, știi? La oameni cum se cade, le dă... Și n-ai avut curajul să-i spui vreunui om niciodată. din asta, nu? Nu, nu, nu. Uh -huh. Nici n-aș face-o niciodată. Consider că sunt alții răspunzători pentru faptul că l-au pus în situația aceasta de a... Ți-e dor de show-urile de televiziune? Da, mi-e foarte dor. Mi-e foarte dor de toată perioada în care credeam că suntem nemuritori și invincibili. O perioadă lungă, totuși, 20-30 de ani. O perioadă lungă, bună, excepțională, care, mă rog, așa am crezut eu că o să fie tot timpul, da. E? nu e. <laughs> Pentru că, să știi, că în mintea multor ai rămas... Da. Uh, partenera lui par Ștefan. Da, partenera lui Ștefan. Da, foarte bine. Înainte mă deranja, mă deranja foarte multe lucruri. Aveam numai prostii în cap. Nu prostii prejudecăți, erau și probabil uh, consecința unor uh, unui fel de a fi crescut în teatru, știi? Când de fapt meseria asta e atât de frumoasă să poți să faci orice, să fii clown, să fii să cânt, să faci varietăți, să joci Shakespeare. Ce... Înainte lumea era foarte, mă, te-ai dus la televiziune când tu ești la teatru da. bă nu la teatru. Adică am decăzut. Bă da, stai un pic aici se repetă, vine și îmi pare tare rău. Îmi pare tare rău. Că te supărai. Că mă supăram. Pentru că eu nu eram atât de feric. Eu Mă credeam așa uh, invincibilă în sensul că mi se întâmplă tot timpul lucruri. Niciodată n-am fost încrezută, dar mă simțeam eu foarte puternică. Dar niciodată nu m-am bucurat la maximum și de showurile de televiziune, și de popularitatea pe care o aveam. Era o popularitate reală. Nu era o invenție, nu să scria despre noi ca acum. Și foarte bine. <laughs> Dar să știi că... Să că știi... n-ar fi fost bine. Dar să știi că orice s-a întâmplat, Ștefan rămâne cu tine și cu noi. Ia să vezi. Este Ia să mine. vezi ce zice Tot el frumos. Ne-am cunoscut în institut. Institutul de teatru, Eu cred că eram anul întâi, era anul 3, Și... Mm. Nu prea, ne tatonam așa, am și zis în, concertul de anul trecut când am avut o invitată, zic, ne tatuna din priviri. Mai mult eu, că ea sora, că era pe lângă. Se aveam senzația că se uită la altcineva și în ce caz, ideea mai târziu a fost că ea mă considera era frică de mine pentru că avea senzația că am ochii violeți. Da, Eram un fel de Liz Taylor așa pentru ea, ea știi? Ori Taylor și Anicu Constantin. Ori, în orice caz din zona asta ne, ne încurcam, știi? Dar uh, descătușarea dacă vrei, a fost uh, că aveam premieră la Costinești cu filmul de 87, de parcă hmm. nu mai știu. Și ne-am întâlnit acolo, ne-am o petrecere cu tinică Dumnezeu să oh. Erau mulți și studenți la teatru și știu că am invitat-o la dans și am dansat împreună vreo patru ore, continuu. Mm. Totul ieșea perfect, adică ne înțelegeam ca și când am fi dansat, dar nu știu când, știi? Și atunci, practic, ne-am împrietenit. Ne -am dar cum e să fii prieten cu Emilia? Ea e o fată specială, cu totul specială și ca actriță este specială și ca un om cu o cu energie fantastică, dar în același timp trebuie să ai nervitare pentru că dacă stai mult timp cu Stella Popescu Junior, te ucide. De ce adică, zice asta? Te ucide. E, cum să spun? Transmite atât de mult încât... Uh, ea transmite și bucuriile și necazurile și totul la intensitate maximă. Dar pe ce teme nu vă înțelegeți? Că trebuie să vă mai și certați de la ceva, nu? E, da, sunt, da, avem o grămadă de divergențe sau păreți, dar asta nu contează. Și când lucram împreună la, la la televiziune, veneam cu idei și eram pe, pe principiul bănenică, dacă nu-ți place, vino cu ceva în loc. <laughs> Nu mm -hmm. poți să stai și să comentezi achiziții așa. Atunci erau tot felul de, 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 contre, de nu știu ce, dar la modul, la modul prietenesc Ai... sau celebrele pauze datorate ei, prietenezi. pentru că în mine, la un moment dat începea să râdă. Și râsul dura vreo 20-30 de minute, cam așa. Întrau și operatorii și eu și mm. figura, și toată lumea. 20-30 de minute râdeai. După de aia știi cum e, orice cadru, deci numai dacă ne uitam unul la altul, cum am jucat în tot felul de lucruri, de la varietări, la teatru, la teatru de repertoriu, ceea ce ne lipsește, cred, timpul. este un film împreună. Nu e timpul pierdut. Acum Niciodată. facem o comedie romantică. Dacă vrei să-i transmiți un mesaj, pentru că o să te asculte la radio. Mă ascultă la radio, mm -hmm. da? Săluța mea, mă bucur că ești palerină la radio. Pot <laughs> să spun ce spun întotdeauna. Te iubesc, Bine. ești prietena mea de viață și rămâi și îți mulțumesc pentru toate lucrurile frumoase ah. pe care le-am trăit împreună. Iar restul ce am eu de spus, o să spun face-to-face. -face. Tu știi. Ah? Măi, dacă îmi spuneai, venea și eu cu și la emisiune. <laughs> Deci ce faceți o comedie romantică? Sau mai ce să doamne, fac, ai văzut cu ce succes au astea? Super, cu... Robert văzut Redford Jay cu J. Fonda. Da. Deci vreau neapărat să vă păi film Păi da, dar ce facem? Trebuie să avem 80 de ani? Dacă nu-i nu, apucăm. Nu, dar tu poți să faci mai din timp. Păi ce? Asta vreau Ca să faceți și partea a doua. Știi da. că dacă faci unul la 50, mai faci păi unul da. la 80, tocmai e bine. Pe cine hai. să scrie? Cine Cui să i peste de chestia? Nu știu. Astea? Dorim pe această cale să facem să un lansăm, anunț, lansăm lansăm da? un apel umanitar. Cine, umanitar? Umanitar pentru cele două ființe, da. uh, Emilia Ana, Popescu și Ștefan Bănică junior care nu mai e junior. Da. Uh, dorim să le scrieștem lor cineva o comedie romantică. romantică, să ne îndrăgostim. Da, să se îndrăgostească naibii odată. Auzi, apropo, există prietenie deci între un bărbaș și o femeie? Crezi că există? Eu am un prieten din copilărie, din școala generală. El este umărul pe care plâng mama, tata, depanator de orice fel obiecte, de stări casnice. și obiecte. Mm -hmm. Există, da. Și cu care n-ai avut niciodată nu. o altă relație decât nu. de prietenie. Nu, Dar poate el te iubește foarte mult. Adică nu crezi că unul trebuie să fie cumva îndrăgostit de celălalt? Poate. Se poate și asta, da. Mm. Nu știu dacă trebuie, dar există și această posibilitate. Și cu Ștefan, noi. Noi, de fapt, de ce aia ne leagă, prieteni. Ce ne leagă pe noi foarte tare este că niciodată n-am râs mai mult cu alte persoane decât am râs împreună. Și poate părea un fleac, dar atât de tare contează. Că te poți și despărți de o persoană după ce te îndrăgostești și vezi că chiar nu poți să râzi niciodată de niciun fel de nimic cu persoana respectivă, eu personal cred că nu se poate trăi cu cineva cu care nu-mi parți umorul. Nu ai același simț al umorului. Și, într-adevăr, el sigur n-a râs cu nimeni mai mult decât a râs cu mine, cel puțin mă refer la partenerele lui de viață și și eu la fel și cred că asta asta ne unește cel mai tare asta ne unește cel mai tare hai să mai ascultăm o melodie ce zici, zici Rod Stewart ce tu că uite de cap. Rod Stewart Blue Moon asta o cântă și Fănică, mi-o cântă mie să știi. A, ce să zic la radio cu Andrea Esca la Europa FM întorc la discuția cu actrița Emilia Popescu pe această melodie de dragoste. Să <laughs> o întreb, când te-ai măritat, Emilia? Când m-am măritat? Ah, erai studentă? Ondoronc, tronc, păi flos, da, te la dragoste suntem. Când te-ai măritat? În 1995. Tu? Cât de importantă e dragostea pentru tine? E totul. Ești dependentă? Da. Adică simți că ești dependentă de dragoste? Da. sunt dependentă și n-aș vrea să fiu. Nu e bine. Poți să mai bine să fii dependentă de dragoste, așa, în general, să iubești un animal, o plantă, meseria, lumea. Dar să fii dependentă de un om e foarte dificil. Pentru că ești dependent de toate stările lui și, în, într-un mod inconștient, de fapt. Tu îți dorești dependența asta și ca să fii satisfăcut, de fapt, ai nevoie de o atenție 100% din partea celui pe care îl iubești. Așa și ceva atunci suferă, când începe în în se să... secundă, uh -huh. se uită în stânga și a luat cana. De ce nu s-a uitat uita. în dreapta? Da, și e un pic. Uh așa, nebunie, da. Și n-ai putut să schimbi asta cu timpul? Nu, adică nu am... re... Știi că mă gândesc că la un moment dat te maturizezi și îți dai seama că nu mai e grav asta, că trebuie. se uită și în dreapta, nu? Da, da, da. Dar tu n-ai reușit. Eu, eu zic că un pic am reușit, un pic. <gânt> un pic, da. Încerc pe fata mea să o învăț să nu fie așa, dar dacă așa ești, mai ales la tinerețe... Cum e Maria? Maria? Ce întrebare! Cum e cum Maria așa? Întrebi? Dacă te întreabă cineva cum e fata ta? Cum? Ce-i zici? Fata mea s-a făcut om bun. Om mare și bun. Și responsabil, dar foarte bună. E un om foarte bun. Și sensibil. Câți ani are? 21. Și se face și artistă? E artistă, da, este designer de modă. Ah. Designer, adică fashionistă. Yes, da. I understand. Și puteți să intrați, să vă uitați pe site. Site. Da. Așa. Și uh, este foarte talentată, și mă bucur foarte tare că atunci când a ales moda, după ce a făcut pictură, am mers pe mâna ei și am avut încredere, întotdeauna am avut încredere în ea și întotdeauna am ascultat-o. Și mm. întotdeauna am zis că vai de părinții care ne ascultă. Dar a avut, nu știu, și ea perioade dificile în care, nu știu, aveai de furcă cu ea? Am avut perioade dificile, n-am avut de furcă. Mm. Na, nu, nu. mi-a descurcat? De furcă. Da, m-am descurcat. A fost cu mințică? Da, a fost cu mințică. Ce normal. să zici și tu Nu, 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 că mă gândeam la altceva. Ea a, a fost foarte cu mințică. Adică am traversat uh, perioada de adolescență cu teamă, cu frică, dar uh, cu minte, zic eu. Cu cine poate. stătea mai mult de vorbă în perioada aia? Cu tine sau cu tatăl ei? De cine crezi <coughs> <trec coughs> că... Nu, nu, numai cu mine. Da? Da. Și găseai răspunsuri la întrebările ei? Nu prea îmi punea întrebări. Da, ai scăpat. Am scăpat, da. Nu prea îmi punea întrebări. Bine, păi hai atunci să spună niște întrebări, că mă gândesc că nu poți așa să rămâi chiar fără nicio întrebare, da. nu? Da. Da, bine. Hai, ia-mă Maria. Unde-i Maria? Maria a venit, știi? Ia uite, iată acum pe ușa ea. Mama, nu cred! Stai mă că, no, să, stai, no, că no, să spar no, boxele no, no, astea. No. Stai, deci nu, nu, Stai puțin că să spar cred boxele. Deci da. no. Dragi ascultători, luăm această scurtă pauză. O să vorbesc eu câte ceva până când se entuziasmează Emilia, se așează la loc pe scaun și bună Maria, ia loc. Nu știu dacă are și ea niște căști, dar ai niște căști acolo? Bravo, uite, pune-le pe urechi și vezi dacă... Emilia, așează-te, te rog, frumos pe scaun, că a venit singură, că are niște ani și ea nu trebuie să vină cu nimeni, știi? Ia loc! Așa. Nu eu așa, nu mai vorbesc. Stai frumos, băi, nu mai vorbi nimic, acum oricum eu vorbesc cu Maria. E tocmai bine. Uite, bei tu niște apă și ia, fole mai mici, mai mari. Ia uite ce fată frumoasă ai tu. Stai un pic să-și pună căștile. Ia nu, să dar vedem cum acum. Cum poți să ții un secret? Cum poți să ții un secret? Da vezi, nu se cu vezi, tine un la chestia vezi? asta. Nu se cu tine, ai înțeles? No, nu se cu tine la asta deloc. Așa. seamănă cu doamna Malu. Iosif. <laughs> Ai o, pe cunoști pe doamna Malu Iosif? A vorbit cu bunii la telefon. Știi, da, cu bunica. <fur montage> cu bunica, bunica. bunica. Nu suntem, suntem salvate. Că am spus cum o cheamă să se audă, să știe toată lumea cu cine am vorbit. Deci, Maria. Ui, stai că ne și filmează și Ia zi, Maria. Malat. Da. Stai, ia, stai, stai. ți stai, 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 stai. Stai microfonul în gură. Da? Ca să ne te auzim și pe tine, Emilia, când, când țipi. Așa, și tu să spui microfonul și tu așa în dreptul tău, să vorbești direct în... Așa, așa. perfect, Maria. Acum mi-a venit în minte melodia aia cu Maria, Maria, așa. Maria, da. cum este mama ta? cum e mama ta? Nu, nu poți să pleci, aici așa, asculți. Poți să fumezi? Te întâlnești tu așa cu o prietenă și zice, bă, da, cum e mai ta? Cum e mai ta? Și ce zici tu? Hai că ea nu te aude, că și așa n-aude. Cum să fie? Cum hmm. cred că cum o vede toată lumea, așa e și în general, Așa bucuroasă, e și acasă. bucuroasă și e timidă acum, e sub masă. e sub masă. Da, acum e sub masă pentru cei care nu ne văd de acum pe, pe Europa europafm.ro, da. doar ne ascultă la radio, Emilia este sub masă. Da, da. deci e așa sub masă, așa stă ea acasă de obicei. Nu, 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 nu sub masă. Nu? Nu. E frumoasă și bucuroasă. Vezi mai Emilia, că ești frumoasă? Ridică-te de acolo că ești frumoasă, poate să te vadă lumea. Și e, și e vesel, așa, Foarte nu? Foarte veselă. Și crezi că ți-a transmis veselia asta a ei? A încercat cumva? Cu siguranță. <laughs> da? <laughs> Cred că toată lumea e... Uh... Molipsita. Molipsită, molipsită exact. da, cred că e molipsitoare de, veselia, de veselia ei. Să știi că am întrebat-o și pe ea ce am învățat de la părinții A. ei și o să, te învăț, o să te întreb și pe tine: tu ce crezi că te-a învățat pe tine cel mai important, mama ta? Să fiu bucuroasă mereu de ce mi se întâmplă uh -huh. și să am mai multă încredere în mine, că nu prea am. Nai? Da, încerc. păi n-ai, păi n-ai că cu ea. Da. Dar o să vezi că o să reușești cum a reușit și ea. Da, încearcă să mă învețe pe mine sau am. Da, există și ceva teme pe care nu vă înțelegeți? Nu cred. Nu? Sau nu vine nimic acum. De ce să Că mă păcălesc cu oamenii și pe tine nu. Că mă păcălesc cu oamenii și pe tine nu. Cum? Are un, instinct mai bun la oameni? Sau ce vrei să zici? Da. da? La oamenii cu care intru eu în contact cu care A, da, da. A, da, da, a, da. a și spune: Ăsta nu i prieten <laughs> bun, și tu nu crezi, nu? Pești da. că e mai ușor să vezi din afară. Dar eu nu de văd că... nici din afară. Tu nu vezi nici din afară, nici dinăuntru. Am înțeles. Um, deci nu te ceartă de nimic. Ai scăpat, ești un copil. Nu certe ceartă mai deloc mai să? Nu. Auzda cu iubiții, cum facem? Ia, stă, ia că s-a băgat. Nu că nu vorbesc de iubiții tăi, Emilia, poți să stai pe scaun, vorbesc de iubiții ei. Deci când ai cât un fost, iubit? Cât da, ai tu câte da. un iubit? Nu știu, sau ai, ai un iubit? ai, păi cum de așa fată frumoasă, ai un iubit, deja nu mai înțelegeam de ce am făcut emisiunea. Așa. Și ce zice mama ta când îi prezinți un iubit sau îi povestești despre el? A... Păi nu povestește. Nu, -i nu îi povestești? Îi prezint, da. <laughs> așa, și după ce îi prezinți, ce zice? E bun, mamă? Nu e bun? Ce zice? Dacă e bun, zice că e bun. Dacă nu... A, mai comentează așa. Mai comentează, da, da. Uh -huh. În general, ai, mă lasă să să fac singura alegerile și greșelile și să-mi dau seama după. Ia zi, mai Emilia, și... îi zici, îi zici? Nu-mi place asta că e prea mic, că e prea înalt, că e ceva? Nu, no, nu prea. Nu? No? Nu prea. E foarte de treabă. E tolerată. da. da. Nu, nu zic. Pe cum să zic? Mie dacă îmi zicea cineva, intra în pușcărie. Și te gândești că seamănă cu tine și ți-e frică. Nu există. Hmm? Asta e. Te rogi la Dumnezeu, dacă nu e bine, să o lumineze, să fie scurtă perioada. Dacă nu, 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 nu poți să zici în momentul Maria, ăla. dar care e cea mai cea mai dragă amintire de -a ah. ta, nu știu, de o vacanță, de exemplu, în care ai fost plecată cu ai cu tăi. Cu Sau cu mămica ta. Da. Nu știu, undeva unde ați fost amândouă și da. ți-a plăcut foarte mult. Cred sau? că anul trecut, de ziua mea, uh -huh. când am fost la Milano, doar noi două, Ți-a făcut o surpriză? Da, cadou. De 20 de ani? 20 de ani, da. Wow, cam da. Dacă ai putea să-i dai un sfat în ceea ce te privește, ce ei zice? Să facă, să nu facă, să zică, să nu zică, nu știu. Să nu-mi zică mie? Da, da. Dacă ar fi să-i dai un sfat, uite, mama, cred că n-ar fi, fi bine să mă mai bat la cap da, atât, nu să nu mă, mă la scurt. Cap. Sau nu știu, sau ar trebui să, ceva, să-i... Să nu știu mă mama poate nu, ar fi bine nu. să mă mai baci și sau așa așa! Da, sau că nu. asta <laughs> nu prea am ce să-i reproșez sincer ai mă mami deci mă, păi ești, ce, ești o mamă ce să perfectă păi, nu știu ce perfectă să fac. pentru ea păi dai, da și deci chiar ești o mamă perfectă bine atunci zi altceva ce crezi că nu știm despre mama ta și merită să știm să nu spui măi mă, 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 de, de ce te bagi <laughs> uh... Nu, nu mami nu n-ai ce să spui ba da, să spui. Nu că nu trebuie să spună despre băiatul ăla care te iubește sau ceva. Nu, ah, nu la mă gândeam. <laughs> Zi, ce crezi că merită să știe lumea despre ea și nu, nu știe? Că? Că? Nu știu ce să zic. A... Uh... Că nu știu, că face Că face mâncare bună. Cea mai bună exact. mâncare. Face cea mai bună mâncare. Dar cred că multă lume știe asta. Adică, mă rog, prietenii Cine? știu asta. Da. Nu știe lumea. Ce mâncare bună faci, mai Emilia? De toate. Da? Prăjituri. De. Foarte bune. Faci prăjituri? Ia uite-mă aici, gospodină. Pentru... Da, da, da. Împotriva voinței mamei mele, mi-am <laughs> mi atins țelul ăsta. A fost unul din țelurile mele. Să înveți să că cătești? Să știi da, să gătești? Să gătesc cu copilul meu, mm -mm. cu mâncare. Dacă aș putea să o și fac eu pe mâncare, orice aliment să fie făcut din mine. Ar fi superb. Da, să-mi cultiv în corp cartofi, carne, <laughs> zahăr, tot și să cu asta să-i fac ei mâncarea, știi. <clears throat> da. Zine și nouă ceva despre școala ta, Maria, ce face acum? Acum am terminat școala, uh -huh. facultatea, și m-am înscris la master. Și la, la ce master noi, ești? La, la un arte, uh -huh. la modă. Și ce vrea să faci așa? Care e care țelul tău în viață? Ce te mână? Ce te mână în luptă? Păi studiez moda și că asta, a, asta vreau să fac. Să încerc cumva să mă... Să te specializezi în asta? Să mă specializez în asta... Știu că mai am multe de învățat și să reușesc să fac ceva cu lucrul ăsta. Nu te-a tentat niciodată să dai la actorie? Nu. Nu? Nu. Dar de ce crezi? Nu-ți place? Îmi place, sau? îmi place, dar nu, nu să fac eu asta, că sunt prea timidă. N-aș putea. Dacă când mergi la mama la spectacole, ai emoții pentru ea? Da, normal. No, da? Așa. da. Deci tu în sala ai mai mare emoții decât mama, nu? Eu nu știu nu dacă mai mari. mari. Nu? <laughs> nu știu. Da. Dar am. am. Bine, Maria, păi îți mulțumesc frumos, nu te mai eu chinui pe tine mulțumesc. atunci, pe tine nu te mai chinui, te las și noi să știi că trecem mai departe, avem o rubrică, se numește Back to Back, o să da, ne întoarcem în spate, întoarce. în spate, păi cu da, cine? ne întoarcem în spate, tine? în spate, tu cu mine și eu spun ceva și tu răspunzi ce-ți vine în minte când o să auzi ce zic eu, da? Da, vreau să mai stea Maria cu Da, poți să stai liniștit aici până terminăm. Ce treabă avem? Hai, întoarce-te. Dar să nu sufli, Maria, da? Nu, nu. Că n-ai voie să sufli. Ia nu. microfonul în față. Cum să-l iau? Nu înțeleg. Adică să ții și microfonul când te întorci așa către gura ta. Gata. Ia să vedem. Back to back. Back to back. Deci, mami, de a venit Numele meu ar putea fi... Numele meu ar putea fi... Happy. Sunt... Bucuroasă. Arăt ca... <laughs> ca nimeni altcineva. <laughs> Mirosca. La grămioarele. Mm -hmm. Mă simt ca... Ca la... Mă simt colegă cu fetița mea. Fac un zgomot de... Asurzitor. Am un gust de... Uneori binișor, alteori îndoielnic. Cea mai recentă realizare a mea a fost... Cea mai recentă realizare a mea a fost acum 21 de ani, Maria. Aș fi perfect dacă. Nu știu. Dacă aș fi mai slabă. Mi-e rușine de. Că nu sunt mai slabă. Aș mânca oricând. Ah, salată de beef. Pentru bani aș face? Mm lăsați treceți mai departe. N-aș face orice. Nu iubesc deloc uh, impostura. Viața este. fundamental nedreaptă. Bravo, hai, întoarce-te atunci. Întoarce-te atunci, întoarce-te. Știi că am citit undeva că spuneai că. Mai știu unde am citit. Curajul mm -hmm. este ultima soluție a fricii. Da. Așa cum ai emoții așa mari, de exemplu, da. nu știu când duci pe scenă? Da. Da? Da, mult mai mari. Ne-a zis doamna Olga că pe măsură ce trece timpul emoțiile vor fi mai mari. Când eram mai tânără nu le aveam așa mari. Nu știu de ce. Se zice că de, de răspundere... N -n -n. Nu mă simt mai răspunzători acum pentru cei 300 de spectatori din sală decât la 20 de ani. Dar odată ce intri în rol și încep să... Da, atunci după prima... Da, da, după 20 de minute, jumătate de oră, așa... Uh, rămân, la, la primul spectacol răm, e o emoție permanentă, așa, se, dis, se se cum să spun, se risipește după prima jumătate de oră mm -hmm. în sensul că deja poți să articulezi, dar nici nu poți să articulezi. Da, să știi dar că frica, că, realizezi, zici, domnule, să intru odată, că dacă intru o să rească să, să vorbesc. Scap. Da, o să vorbesc, că sunt conștient că trebuie să vorbesc, știi? Uh, și frica aia te va face să faci ceva, nu știi. Dar știi cât de mulți oameni se gândesc că tocmai oamenii se fac actor pentru că n-au acest da, trac de scenă? Știu. Da, știu. E, și nu că neapărat. Nu, oamenii nu se gândesc că actorii n-au trac. Oamenii se gândesc că actorii sunt ființe extrem de îndrăznețe și... Uh, uh, cum să Sigure spun? pe ele uh, și că nu? Vor, n -au, că, n -au, că nu sunt timizi în orice caz. Și act, un act, Mulți actori sunt ființe timide. Sunt niște timizi. Um, ai vreun proiect pe care ai vrea să-l, nu știu, să-l... Acum Sau... nu. Ce ai nu. vrea să faci tu așa în viitor apropiat? Ai în, în viitor apropiat, dacă mă mai suporți, o să vin la tine și o să-ți spun. Dar deocamdată uh -huh. nu, nu vreau să spun. Sper să se poată realiza în iarnă, da. În serialul... Poate ne dă cineva un telefon și ne dă da. comedia aia romantică. aia chiar să știi că ar fi drăguț. Păi nu? Chiar ar fi drăguț. Dar cine o mai scrie astăzi comedii romantice? Știu. Cum te simți în serialul ai noștri de la ProTV? Mă simt bine, e o echipă extraordinară. Uh... Și actorii și uh, echipa tehnică se filmează cam repede, se filmează așa uh -huh. în tensiune, <coughs> în tensiune mult se filmează, uh, dar e un, un loc în care um, uh, îmi place că m-am nimerit, uh, îmi doresc să rămân și cine știe, poate și personajul meu se face puțin mai șuchiu, mai nebunatic, mai colorat, mai... Asta mi-aș dori, de fapt, de la serial. Să devin un puțin mai năstrușnică, ca să zic așa. Urmează rubrica 10 întrebări esențiale. Aoleu! 10 întrebări esențiale Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro? A, aș, a căzut o bulinuță din cască. Păi normal când ai auzit de un milion de euro, ți-au căzut bulinele din cască. Uh, nu, te auzim foarte bine. Aș face comedia aia romantică. Uh, nu, no. aia să yeah. fac altcineva. Nu, 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 nu. Mm. Aș face un azil de bătrân, Aș mi-aș cumpăra fermă, uh, aș face Mariei uh, chestii socotel, tot ce are nevoie, și și un teatru. Nu știu dacă mi ajunge pentru toate astea. Da. În milionul ăla. Nu, dacă nu l-ai, ți se pare că s mulți bani. Uh, ce înseamnă lux pentru tine? Lux? Mm. Pff, nu știu. Să bem uh, uh, cocktailuri pe plajă la Nisa. <laughs> Și să fie unul, așa, care să-ți facă aer cu frunză Dă-l încolo, lasă, nu da? să ni le aducă, să bem câte Și vrem să noi, să nu conteze, știi. <laughs> da. Ai dansat vreodată în ploaie? Da, singură. Eram cam, da, în adolescență, așa mă plimbam, dansam. Mm -hmm. Care e actorul tău preferat? Au, sunt mulți, acum mai mm -hmm. luat prea repede. Și Te se mai. Așa. se mai schimbă, da, da, da. Când eram adolescent, visul vieții mele era Paul Newman. Da. Care era și acum, da. Mm -hmm. Paul Newman era. De Niro, care ne omoară pe toți, Pacino, la fel. În general, actorii care au un soi de vibrație trece dincolo de orice tehnică, gând, nu știu. Să pur și simplu, trec dincolo și îți rămân așa. Nu, nu, nu poți să să-ți explici. Asta înseamnă carismă. Deci, tot ceea ce ține de carisma unui artist mă, mă farmecă. Când te simți simțit cea mai mândră? cea mai mândră uh -huh. când a terminat uh, Maria facultate acum la licență Dacă ar trebui să păstrezi uh, doar trei lucruri din tot ce ai, ce ai păstra lucruri Lucruri? Uh -huh. Păi nu poți păstrezi pianul? Sau pot? Poți, poți că e un lucru Deci păstrezi pianul Pianul o iconiță și un desen de al Mariei. Sex dimineața sau seara? Când când ai poftă. <laughs> ai donat vreodată sânge? Uh, da, mai de mult. Care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ai primit? Compliment. Că sunt o mare actriță și era cam de multișor. Deci nu... Așa era părerea persoanei respective și m-a... m, -a... m -a bulversat. Care e cel mai bun banc pe care îl știi? A, nu știu. Dar le-ar pot recunoaște că le știu pe toate. <laughs> da. Emilia, îți mulțumesc foarte mult. Și amor. eu, deși mai chinuit așa. De prezența ta în emisiune. Uite doresc... și ciocânel de la ca. Așa, da. Îți doresc roluri bune, mulțumesc. bune, foarte bune și multe. Îți doresc să rămâi la fel de veselă și de fericită. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, iar eu vă aștept până la ora 19 la Târgul Heffis Free de la Diar, lângă Piața de Flori, ca să ne mai luăm o rochiță două la jumătate de preț. O zi excelentă tuturor. Ne despărțim pe ultima alegere muzicală a Emiliei, Sting, Moon Over Bourbon Street. La radio cu Andrea Esca, la Europa FM. La radio,